salvează vieți, punându-și de multe ori propria viață în pericol. Este și cazul locotenentului Claudiu Nan. Din 2003 lucrează la ISU Sibiu. A fost prezent în cele mai dificile misiuni, iar meritele sale vor fi răsplătite de Ziua Pompierilor cu înaintarea în gradul de capitan. Claudiu s-a făcut pompier pentru că a vrut să fie aproape de oameni și să salveze vieți. În ce v-a determinat să alegeți această meserie? Pasiunea, dorința de a fi aproape oamenilor, fără a folosi cuvinte mari, bucuria și fericirea, speranța care apare pe chipul oamenilor atunci când îi putem ajuta. Într-un cuvânt, probabil pentru a face bine oamenilor. Este o meserie grea, dar pe care dacă o faci cu pasiune, parcă nu mai pare așa grea. Claudiu a luat parte la numeroase acțiuni și fiecare a fost dificilă. Acțiunile au fost într-adevăr mai multe, probabil inundațiile, atunci când încerci să scoți omul din năcaz, ca să spun așa, să-i redai locuința, să-i redai bunurile, să-i salvezi viața. În ce vă gândiți atunci când plecați într-o astfel de acțiune? În primul rând să ajutăm oameni și apoi să ne întoarcem, sau poate în egală măsură să ne întoarcem cu toții teferi la bază. Toți care plecăm să ne și întoarcem, bineînțeles, după ce ne îndeplinim misiunea. Meritele sale vor fi răsplătite de Ziua Pompierilor cu înaintarea în grad. Avansarea dumneavoastră în grad, spuneți-mi ce înseamnă asta pentru dumneavoastră. O bucurie, un prilej de mândrie și consider eu o recunoaștere a muncii mele, a eforturilor depuse. Și nu este singurul eveniment fericit. În următoarele zile va deveni tată pentru a doua oară.